Am revenit la emisiunea Dincolo de Arenă, alături de noi domnul Bobby Durbac, specialist în marketing și management sportiv, lucruri care la noi sunt așa de multe ori la și altele, dacă putem spune așa, opționale pentru majoritatea cluburilor. Dar aș vrea să, pentru că ați deschis puțin discuția la finalul primei părți, ceea ce înseamnă Anglia, ca și vârf din punctul acesta de vedere, dar haideți să vedem și dacă suporterul român și suporterul englez pot fi puși pe același palier în privința lucrurilor pe care și le pot permite, nu știu, să cumpere un tricou, să își ia un abonament, să fie socios și așa mai departe. Evident că nu se pot compara, dar una e să ai un venit, nu știu, 1.500-2.000 de euro pe lună și alta e 3 sau 500, prețul unui tricou fiind în medie în jur de 100 de euro, dar stai și vezi pe toți pe stadionele de afară în Olanda, ori portocaliu, ori roșu, alb, ce culori are fiecare echipă. La noi este mai greu din acest punct de vedere, dar tocmai aici este provocarea pentru piața din România să faci ceva pentru piața de la noi. Să este una din regulile de bază ale marketingului. Dacă nu te adaptezi la specificul local, cărțile pot să fii tu tobă de marketing, nu ai nicio șansă să aplici, adică... Da, de exemplu, sunt foarte multe lucruri. E clar că în America sunt cei mai dezvoltați în Statele Unite din punctul ăsta de vedere al marketingului sportiv, care nu... Și chiar al show-ului sportiv, pentru că ne uităm la ce se întâmplă în NBA. Foarte greu le poți aplica în Europa. Diferențe de cultură și așa mai departe. Dar una din provocările mele a fost întotdeauna cum pot adapta un proiect foarte frumos din străinătate sau chestia asta pentru piața din România. Unele au fost reușite, unele mai puțin reușite, dar se poate face. Eu zic că se pot face lucruri frumoase pentru suporteri. Și uite, un exemplu, dacă e să dau exemple, mi se pare foarte ok cum se mișcă Federația Română de Fotbal. Federația Română de Rugby au făcut lucruri bune, de hockey, și asta spun fiindcă noi colaborăm cu aceste federații. La fotbal, un exemplu care vine frumos din urmă este Universitatea Craiova, care are lucruri și dezvoltă. Îi ajută foarte mult și stadionul acum, pentru că este această emulație în jurul... Exact cum a fost la Petrolul. Exact. Erau undeva la 7-8 mii de abonamente vândute. 2011, parcă, exact. Atunci s-a... Chiar în primul an, când toată lumea aștepta cu maxim interes să se dea drumul la abonamente, erau niște cozi infernale. Și primul meci care s-a jucat acolo, bine, cu Dinamo, a fost un 1-5, dezastru pentru Petrolul. Stadionul a fost plin, deci nu se mai găseau bilete, ca să nu mai spun de acel meci de inaugurare a stadionului. Atunci a fost o chestie frumoasă, fiindcă am fost și eu implicat și a fost pentru prima dată în România când am avut o orchestră de simfonică. Corect. Pe stadion. Cea a filarmonicii din Ploiești, care și în momentul de față participă la foarte multe acțiuni de tot felul și este chiar... Deci astea sunt exemple că se pot face lucruri frumoase. Dar trebuie, cum să spun, să ai o constanță, să ai o stabilitate din punct de vedere managerial și răbdare. Exact. Ceea ce la noi nu prea este răbdarea, chiar și pe plan sportiv, nu? În 2-3 partide în care rezultatele nu au fost cele dorite, încep câțiva ultra și să strige demisia, patronul își pierde răbdarea și... Bine, am avut și situații în care antrenorul nu a pierdut niciun meci și a fost schimbat, adică... Cum a fost Eddie acum? Situația de la Astra, dar astea sunt vremuri unde Mălăreșan a fost înlocuit chiar după o serie foarte, mă rog, mulțumitoare, dacă nu să spunem doar de rezultate. Una din întâmplări, am participat la dineu oficial, ca să confirm ceea ce discutăm, la Liverpool. Și omologii noștri, secretarul general al clubului, avea 25 de ani vechime în club și cel mai tânăr
Era directorul stadionului de 14 ani. Wow. Ce înseamnă stabilitate la, la ei? Despre asta este vorba, până la urmă. La noi lucrurile de genul acesta le numeri pe, pe degetele de la o mână. Spuneați că aveți, ați amintit trei federații de, de fotbal, de rugby și cea de, de hockey. Da, noi avem o relație ok în general. În piața de sport ne, ne cunoaște lumea și nu spunem nu unor colaborări, dar trebuie menținut perfect din perspectiva mea balansul perfect între timpul alocat muncii și timpul alocat familiei. Fiindcă lucrul ăsta îți dă echilibru și ca manager e foarte important să ai acest echilibru. Și reușiți să faceți lucrul acesta? Pentru că foarte multă lume în ziua de astăzi se vaită că nu are timp. Nu mai avem timp, deadline-uri, termene și așa mai departe, care lucrul tot mail-urile vin în cascadă. Depinde numai de tine. De fiecare persoană. Aveți o echipă mai, mai numeroasă, nu? Cu care colaborați, lucrați, pentru că nu puteți să faceți totul de unul singur. Corect. Nu e foarte numeroasă, dar e exact... Exact cum ați spus la, la multinaționala la care ați lucrat, fiecare să fie bun în locul în care... Exact, exact. Am înțeles. Bun, revenind la, la aceste federații, la federația, haideți să luăm Federația Română de Fotbal. Aici lucrurile, din punct de vedere al managementului, al marketing, s-au schimbat foarte mult. Odată cu venirea, foarte mult în bine. Odată cu venirea lui Răzvan Burleanu la conducerea federației, care, ne aducem aminte, a fost foarte... hulit la început, în campanii efervescente, dacă pot spune așa, împotriva sa. Până la urmă, lucrurile au mers spre continuitate și anul trecut acest trebuie, lucru ca să fii un bun manager, nu trebuie neapărat să-i să fii pe făcut... Toți. Nu, ok, la noi în România, mai ales, datorită mentalității, o să găsești... Întotdeauna o să ai parte de critici, dar nu trebuie, spunea tatăl meu o vorbă, nu trebuie să fii un mare jucător, nu-ți garantează că ești și mare antrenor. Corect. La fel și invers. Și invers. Da? Și la fel s-a întâmplat și acum, nu trebuie să ai, să fii fost jucător profesionist ca să fii un bun manager. Este un bun manager, super ok, au făcut un efort toată echipa. Și este un lucru de admirat, fiindcă s-au upgradat foarte mult în această perioadă și, și fac lucruri foarte ok, foarte frumoase. Și sperăm să le facă și de acum încolo. Haideți să revenim la... să vă dau dumneavoastră o mică pauză, nu vom lua o pauză publicitară, dar aș vrea să lăudăm performanța lui Marius Copil, jucătorul nostru de tenis, care... știm foarte bine, ieri a disputat finala turneului de la Basel, un turneu de casă, dacă putem spune așa, al marelui Roger Federer, un jucător care la 28 de ani, iată, este la cea mai importantă performanță a carierei sale, numărul 93 ATP, care, deși a venit din calificări... Acum e pe 60. Exact. Începând de astăzi, este pe locul 60. A învins 6 adversari mai bine clasați decât el în drumul către finală, printre care s-au numărat croatul Marin Cilic, numărul 6 mondial, și germanul Alexander Zverev, al 5-lea jucător al lumii. Roger Federer, așa cum spuneam, s-a impus, dar s-a impus foarte greu ieri și nu o arată doar rezultatul, dar primul set a fost pe muche de cuțit și poate dacă la 3-3 acea minge scurtă a lui Marius ar fi fost reușită, nu știu, poate deznodământul primului set ar fi fost altul. Pentru reprezentantul nostru, așa cum spuneam, a fost a doua finală în circuitul ATP. După ce la începutul acestui an a jucat finala turneului de la Sofia, un turneu ATP 250, unde a fost învins în 3 seturi de bosniacul Mirza Basic. Așa cum spuneam, locul 60 începând de astăzi și poate fi acesta un nou restart. Poate, nu știu, să fie un fel de Mihaela Buzărnescu în tenisul masculin. Este pentru posibil. Că și ea este posibil, a erupt foarte târziu, dacă ne aducem aminte. Am vrut să dăm această știre pentru că ne plac lucrurile pozitive care se întâmplă și rezultatele foarte, foarte bune ale sportivilor noștri.
Foarte pe scurt, haideți să dăm, pentru că tot am vorbit de fotbal și rezultatele din Liga 1, din etapa a 13-a, Poli Iași, Hermannstadt 0-2, Astra Giurgiu, CSU Craiova 0-3, FC Botoșani, Viitorul Constanța 1-2, FCSB, FC Voluntari 2-1, Dunărea Călăraș, Gaz Metan Mediaș 0-0, meci la care, așa cum spuneați, ați fost prezent ieri, Sepsi Sfântul Gheorghe, CFR Cluj 1-2 și în această seară de la ora 21, Concordia Chiajna, Dinamo București. Foarte rapid și runda viitoare, pe 2 noiembrie Poli Iași, CSU Craiova, sâmbătă 3 noiembrie Sepsi cu Hermannstadt și FC Botoșani cu CFR Cluj, duminică Dunărea Călăraș cu Viitorul. Mergeți din nou la Călăraș? E posibil. E posibil, da, mai ales că văd că se joacă din nou și Viitorul e o echipă care vă place. FCSB cu Astra, iar luni etapa este încheiată de partidele Concordia Chiajna, Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari Dinamo București. Cum ați raporta Liga 1 la ce se întâmplă afară și apoi vom detalia puțin dacă și ce am văzut în... Ați citit programul, aș aminti și de un meci de rugby aici. La ora 14 pe 3 sâmbătă. Tot sâmbătă, ok. România-Kenia pe stadionul Ghencea Rugby. Este o invitație pentru iubitorii rugby-ului, mai ales că anul trecut, undeva prin primăvară, am și făcut o emisiune cu Ștefan Mitrea, care este de la Federația Română de Rugby, iar cu ceva timp înainte chiar cu președintele Federației, domnul Alin Petrache. Cei care vor să vadă aceste emisiuni le găsesc pe site-ul nostru. Deci, dar știu că sunt mai multe meciuri în această lună noiembrie, mai multe da, fiindcă la rugby, World Rugby, de obicei în noiembrie este fereastra internațională și noi vom juca pe 30, 17 și 24 noiembrie în ordine cu Kenya, Portugalia, Statele Unite și Uruguay. Toate meciurile se joacă pe stadionul Steaua de rugby, mai puțin cel din 10 care se joacă la Baia Mare, cel cu Portugalia. Am înțeles și este poate și un motiv pentru noi de a încerca săptămâna viitoare să aducem pe cineva de la federație, să vedem ce se mai întâmplă pe acolo și să facem un preambul, o analiză a meciului de sâmbătă, pentru că acela se va fi jucat la ora respectivă, la care va fi emisiunea, și ce va urma mai departe, mai ales în perspectiva echipei naționale. Mai vreau să adăugați ceva la Liga 1? Aș vrea să ne structurăm puțin. Ce înseamnă în momentul de față Liga 1 față de campionatele puternice de afară? Pentru că vedem, multe din cluburi sunt dependente în proporție foarte mare, nu cred că e niciunul 100%, de banii care vin de la un anumit trust TV, din drepturile de televizare, cum sunt ele numite, pentru că Liga Profesionistă le-a intermediat. Și puțin din bugete sunt marketing, management, ticketing, socios și așa mai departe, ce vreți dumneavoastră. Da, structura depinde de la club la club, fiindcă, de exemplu, Craiova, având stadionul nou, are o medie de 15 sau 17 mii de spectatori, cea mai mare medie din Liga 1, cel mai mare număr de abonamente, și atunci cred că pentru ei balansează ticketing-ul destul de mult în veniturile clubului, dar cu siguranță cred că peste jumătate, 50-60% din bugetele cluburilor, mă refer la cele cu pretenții de play-off, vin din drepturile de televizare. Acum aș vrea să fiu, bineînțeles, excluzând transferurile de jucători. Da, fără doar și poate. Acelea le punem separat. Da. Un subiect unde Viitorul Constanța excelează și din acest punct de vedere. În afara faptului că s-au produs foarte mulți jucători, s-au și vândut mulți jucători de acolo și chiar și în străinătate, Viitorul, chiar și în campionatul intern. Viitorul, și am citit o comparație foarte interesantă, pe lângă FCSB vine tare din urmă și Craiova. Din acest punct de vedere, care au vândut exact. Și ei în această vară. Și atunci, un manager bun care știe să drămuiască foarte bine resursele, are o continuitate și te poți baza pe ceva. Dar
Nu spun că e ușor, dar e o provocare extraordinară lucrul ăsta. Să vezi cum, ce trebuie să mai faci, cât trebuie să mai, ce venituri să mai obții ca să reușești să fii pe plus mereu. Da. Haideți să mai menționăm o performanță din haltere. Cristian Luca, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Dinamo, este dublu medaliat cu bronz la Europenele de Juniori. În vârstă de 19 ani, dinamovistul Cristian Marian Luca a cucerit două medalii de bronz la campionatele europene pentru juniori, competiție ce se desfășoară în localitatea poloneză Zamosc. Sportivul antrenat de Anton Fixi și Valeriu Calancea a urcat pe treapta a treia a podiumului atât la stilul smuls, 107 kg, cât și la aruncat, 130 de kg. Intrăm puțin în acel raport pe care o mare companie de consultanță la nivel mondial ni l-ați pus la dispoziție și aș vrea să-l rugăm pe colegul din regie să înceapă slide-urile, iar pe dumneavoastră vă las să comentați ce înseamnă aceste cifre, aceste grafice pe care le vedem aici. Acest raport, în primul rând, e așteptat cu sufletul la gură de noi oamenii din domeniu. Din domeniu. Exact. Fiindcă reflectă schimbările sezon de sezon și aici vedem splitul dintre veniturile comerciale, televiziune și veniturile din match day, din ziua de meci. După cum observați în... Deci avem sezonul 2015-2016, da, versus 2016-2017. Exact. Iar observăm că în ultimul sezon broadcastul, deci drepturile TV, au crescut cu 6%, reprezentând cam 45% din veniturile obținute de cluburile care dau companiei de analiză de piață datele. La fel, această creștere, hai să spun că veniturile din ziua meciului au rămas relativ constant. 18 cu 17, da, sunt exact. Pe acolo. Dar exact această diferență a luat din cota veniturilor comerciale. Deși aici e un pic un paradox, că dacă ai o expunere mai mare, TV, online și așa mai departe, teoretic și acele venituri ar trebui să crească. Să crească, da. Da. Am putea să mergem la slide-ul următor, care este extrem de interesant, unde avem veniturile celor mai mari cluburi din Europa la ora actuală. Top 20. Da, top 20. În fotbal, da. Și găsim, să spun, cred că jumătate de Premier League, dacă nu mai mult. Apropo de ce spuneați mai devreme de Anglia, că acolo este cam vârful. Da, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leicester. Exact 10. Exact, West Ham. Jumătate din top 20. Asta înseamnă Premier League. Una din două, practic, în top exact. Acesta 20 este... Mi se pare că au vândut drepturile pe 1 miliard de euro. Adică despre ce vorbim. Și chiar am avut ocazia să vorbesc când a jucat Petrolul cu Sonsi. Tot așa am participat la o întâlnire cu șeful clubului și spunea că diferența din Championship și Premier League este imensă din punct de vedere al bugetului și ei nu se gândesc la... Sunt extrem de conștienți că este foarte greu să te bați cu Big Five, cum le spun ei, cu Arsenal, City, United, Tottenham. Dar orice, asta nu înseamnă că nu încearcă să câștige meciurile, să obțină puncte și să se claseze cât mai sus.
pentru cupele europene, ceea ce au și reușit. Acum, sezonul trecut, au mers mai slab și au retrogradat. Da, așa este. Dar Premier League e, cred că, cel mai puternic campionat din lume. Eu așa îl consider și din perspectiva business-ului la fel. Acum trecem iată, la pentru că tot echipe. Am vorbit de, da, de Premier League, avem da. Manchester United, prima în acest top al companiei de consultanță Deloitte. Ce-ar da. Fi de spus aici? Și de spus că observăm o scădere ușoară a venitului, nu? cu doar 13 milioane de euro, care reprezintă bugetul probabil la vreo 3-4 cluburi la da, noi, la noi exact. Dar ce aș dori să punctez, fiindcă trebuie să informăm telespectatorii că am ales exemple din țări diferite, tocmai pentru a vedea splitul, profilul venitului, cât de diferit este de la o țară la alta sau cât de asemănător este. Și atunci, pe locul 1, Manchester United, observăm match day 19%, 48% comercial și 33% sunt veniturile din drepturile TV. Mai ales că aici aș vrea să confirmați, dar știu că foarte multe meciuri, și nu numai în campionatul Angliei, poate și în Spania, spre exemplu, sunt programate la anumite ore care să fie convenabile pieței asiatice, una extrem de păi da, consistentă. E același fenomen cum pe piața americană, meciurile din NHL sau NFL sunt programate la prânz ca să fie oră de prime time în Europa, fiindcă sunt foarte interesați de piața europeană. Și atunci un meci pe etapă e programat la o oră mai domestică, undeva la 22, 23, ora noastră. Noastră a europenilor, da. Exact. Pentru a fi, pentru a deschide un pic piața pentru piața europeană, pentru produsul lor. Chiar și ieri, nu? Derbiul Barcelona-Real Madrid. Da. A fost la 5 și un sfert, nu? Exact. Transmis în aproape 190 de țări, ceea ce este incredibil. Normal. Trecem în Spania, da. Pentru că tot am vorbit de Real Madrid, am ajuns la locul 2 în acest top, Real Madrid. Iarăși observăm, asemănător cu Manchester United, da? Veniturile lui Man United din broadcast erau 33%, aici în Spania 35%. Iar match day, veniturile în ziua de meci la United erau 19%, la Real Madrid 20%, iar comercial 45%. Deci cam pe acolo, asemănător ca structură de venituri la cluburile, la primele două cluburi. Și vedem o creștere a veniturilor cu 50 de milioane, aproape 8%, cam așa, față de sezonul trecut. Mergem mai departe la următorul club. Corect. FC Barcelona, adversara de aseară care a spulberat-o pe Real 5-1. Exact. Aproape la fel, 2% mai puțin drepturi TV. Erau exact 19-20 și acum Barça 21 venituri în ziua meciului. Și să ne gândim, venituri în ziua meciului, ce stadioane au. Deci, ce magazine, ce posibilitate de entertainment, ce catering au și așa mai departe. Și în momentul în care îmi spunea cineva care a fost pe Allianz Arena la München, pe arena lui Bayern, într-un sfert de oră după ce s-a terminat meciul, nu mai existau mașini în parcare. Ceea ce nu se poate petrece la noi, stai o oră ca să poți să ieși de la Arena Națională, nu? După un meci în care audiența este una consistentă și generoasă. Da. Mai ales la ore la care trebuie să vii și mulți vin cu mașinile, nu la astfel de joc. Cred că următorul e Bayern, dacă nu mă înșel, că tot vorbeam de Allianz Arena. Da, fără să-mi dau seama, ia să vedem dacă următorul club analizat, da, Bayern München. La Bayern văd cel mai mic venit, este din, bine, match day, dar cel mai mic venit din broadcast, comparativ cu celelalte cluburi, doar 25%.
Și iarăși mă întorc la comparația dinainte cu cluburile românești care depind în proporție de 60, poate și 80% unele, mă refer. Corect. De drepturile TV. Exact, exact. Este multe dintre ele, în momentul când au ajuns să retrogradeze, este deja o tragedie, se gândesc deja la insolvență, faliment, pentru că nu mai au backup-ul de finanțare. Latura comercială la Bayern este extraordinar de bună. În Germania, piața lor de publicitate în sport este un pic mai, cum să spun, nu știu dacă e elastică, e cuvântul potrivit, dar oferă mai multe posibilități de expunere față de Anglia sau Spania, unde e un pic mai... Mai rigidă, mai conservatoare, da, nu? Așa cum este, da, și Marea Britanie în, prin esența ei. Mergem mai departe, la următorul club. Să mergem poate și în alte țări. Iată, am ajuns în Franța, la Paris Saint-Germain, PSG. Da, noi am un club foarte locuri, bogat. Dar cu siguranță erau cele din Anglia. Pentru că am vrut să discutăm exact, despre fiecare țară, să facem așa o comparație. Similaritatea, exact, Germania cu Franța. 25% drepturi TV, 19% veniturile din ziua meciului și 56% comercial. Și aș face un exercițiu de imaginație ce ar însemna în România ca 25% din bugetul clubului să vină de la drepturile TV. Ar fi dezastru. Salarii de 1000 de euro pe lună. La ar fi normal să fie, să dacă, fie dacă mă întrebați. Apropo de acele 56%, nu, din venituri comerciale, pe cel mai mare aeroport al Parisului, pe Charles de Gaulle, există un magazin de prezentare al lui PSG. Corect. Unde sunt, găsești tot ce vrei, începând de la ascuțitori, creioane și până la, nu știu, tricouri sau... Căni, furare, cășarfe, exact, căciuri și așa mai departe. Puse pentru telefoane mobile, ce vrei tu și ce nu-ți imaginezi, ghiozdane, caiete, orice. Da. Și la niște prețuri, nu totuși așa de să și le permită oricine. Da, da, aici iar revenim la salariul de afară și salariul, corect, de aici, fiindcă și tu, bine, când în produci... aeroport te gândești că vin poate, nu știu, și români și da, orice uite, nație care... Îți dau un exemplu foarte simplu. Vrei să faci un fular, ok, și îl comanzi în China. Și Paris Saint-Germain și United și, nu știu, viitorul pot să plătească 3 euro sau 5 euro pe același fular, nu? Corect. Dar una e să-l vinzi cu 30 de euro și alta e să-l vinzi cu 7 euro. Ce? Ca să te raportezi la, da, puterea, da, da, de cumpărare. Și atunci de acolo provine și profitul și acolo unde veniturile și sunt mult mai mari, ele vor crește pe măsură ce exact, lucrurile astea se învârt. Exact. Am ajuns și în Italia, la campioană, la Juventus. Gen de România, așa văd. 58% drepturile TV, 14% veniturile din ziua de meci, 28% comercial. Dar nu putem să nu observăm o creștere de aproape 20% față de 2016 cu 2017. Care este explicația? Păi vorbeam... Noul mai, stadion? Exact, mai devreme de infrastructură, care contează foarte, foarte mult. Din punctul meu de vedere și nu numai, fiindcă Juventus totuși are o performanță în spate, sunt de 7 ani campion, da, consecutiv. Da, da, da. Acum au avut și performanță în Champions League. L-au adus și pe Cristiano Ronaldo, și acum toate că performanța vor crește sportivă, exponențial. Exact, vom trage concluzii deasupra acestui raport, l-am văzut, le ținem minte, dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim pentru a trage concluziile la această emisiune.